Prăjiturile, ia uitați. Brioșe, brioșe din făină de porumb. Un deliciu. Bună ziua, bună ziua. Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face cu făină de porumb o rețetă dulce. O să avem nevoie de un bol unde o să le amestecăm. Așa. O să facem doar, o să iasă 3 sau 4 în această formă. Vedeți? O formă din silicon. O așez așa aici, doar le amestecăm și le dăm la cuptor. O prăjitură cu făină de porumb. Astăzi facem cu făină de porumb, ziua 7. Să știți că săptămâna trecută am dat circa 3 kg jos. Așa, să vedem la sfârșitul săptămânii acesteia. Și ultima masă, în jur de 6, 6 și jumătate. După aceea nu mai mănânc și îmi beau un ceai, un ceai de foi de dafin, pentru digestie și pentru durerile mele de oase. Atât. Deci când vă așezați seara la masă cu soțul, cu familia, le puneți lor pe masă, așa, și vă așezați în fața unei căni cu ceai și încet, 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 până ei termină de mâncat, vă beți ceiuțul. Și să vedeți ce bine vă simțiți după aceea. Așa. Și astăzi vom face acest dulce cu făina noastră de porumb. Și o să avem nevoie de 50 de grame de făină de porumb. O să iasă 3 sau 4. O să mai avem nevoie de un ou, de 50 de miere de albine, dar puteți înlocui și cu zahăr dacă doriți. Așa. 3 grame de praf de copt, cam o jumătate de linguriță mică, coajă de la lămâie, coală de lămâie, zeamă de lămâie, 25 de grame. O stoarceți, o puteți și cântări, de la o jumătate de lămâie. Vedeți, eu am curățat coaja și pun zeamă. 50 de unt, unt topit. Aici am lămâia, am să o dau deoparte. Așa. Și un praf de sare. Și o să le punem pe toate așa aici. Eu mi-am uns cu unt această formă. Cu unt, cu ulei, cu unt, cu ce doriți. Cu unt topit sau cu ulei. E același lucru. Cred că vor ieși 3. O să vedem imediat. Și o să punem în interior. În acest vas. E să-mi dau deoparte, să pun aici aproape să se vadă. Așa. Să pun așa în față. O să punem oul cu praful de sare. Mi-am deschis și cuptorul. Acum o să adăugăm și mierea. O să o punem cu o linguriță. O să adăugăm și miere de albine. Așa. Și amestecăm așa puțin. Adăugăm și puțină coajă de lămâie. Așa. Zeama de la jumătate de lămâie. Eu am să o storc așa bine. I-am mai făcut înainte și are circa 25 de grame de la lămâie cântărită. Așa. Și o să dăm așa deoparte. Amestecăm. Adăugăm și untul topit. 50 de grame. Și le amestecăm așa bine. Acum
adăugăm făina de porumb și cu praful de copt. Și amestecăm. Să vedeți ce bune sunt. Și amestecăm bine, bine, bine. Puteți amesteca și cu un mixer, dacă doriți. După ce am amestecat, o să punem în această formă, vedeți, o formă din silicon. O să ne alegem 2-3 de aici și o să punem. Așa, o turnăm, ia să vedem. Și 4. Am făcut pozne. Așa, și acum le dau la cuptor, încet, încet. Le pun pe o tavă. Așa, și le dau la cuptor. Așa, le-am pus așa pe o tavă, vedeți? Și le dau la cuptor. Și le las circa o jumătate de oră. Am să le las la foc cam 170 de grade. Vedem cum au ieșit. Așa. E fierbinte. Cred că sunt gata. Budubum, budubum, să le întoarcem. Am să mă ajut așa cu șervețelul să întorc. Ia uitați-le cum sunt, vedeți? Cu făină de porumb. Așa, o să punem pe o farfuriuță. Așa, o să le așezăm așa aici. Ia uitați-le. Vedeți? Și cine dorește, poate pune. Eu am niște cireșe în sirop, dacă doriți, cine dorește, cine nu, le lasă pur și simplu așa. Așa. Ia uitați. Am aici. Așa, o să ne pregătim meniul nostru. Putem pune puțină coajă de lămâie, tot am făcut cu lămâie astăzi, dacă dorim. Și peste chefirul nostru, tot așa puțină coajă de lămâie. Le putem lăsa și așa, sau punem câte o cireșică, vedeți? Din, așa, cu puțin sos. Cine stă diet, nu mai pune. Ia uitați cum arată.
arată. Ia să o rup. Vedeți cum arată în interior? Și este bună, 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 bună. Și pufoasă, pufoasă. Ia uitați. Sunt moi, 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 moi. Se vede că sunt moi. Ia uitați. Moi, moi, moi. Și vă doresc o seară frumoasă tuturor și multă, multă sănătate. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și vă pup dulce, dulce, dulce. Și vă mulțumesc din suflet tuturor că îmi sunteți alături. La revedere și o seară frumoasă tuturor. La revedere. Vă pup. Pupici.